Salut, prieteni, și bine v-am găsit pe canalul Știri de Actualitate. Tragedie. Un BMW cu volan pe dreapta a făcut accident în Argeș. Trei bărbați au murit și un tir a fost aruncat într-o râpă. Tragedie fără margini. Trei bărbați au murit într-un accident după ce un BMW a intrat pe contrasens în localitatea Zanfirești, pe șoseaua care leagă Pitești de Vâlcea. Scriu cei de la Observator.ro. Un bărbat de 51 de ani a murit pe loc, iar un tânăr de 25 de ani și șoferul de 30 de ani s-au trimis la spital după ce mașina în care se aflau, un BMW cu volan pe dreapta, a derapat, a intrat pe contrasens și s-a izbit de un tir încărcat cu butelii și un Duster. Conform informațiilor din presă, BMW-ul matriculat în Anglia și cu volan pe dreapta a derapat într-o curbă în urcare și a ajuns pe contrasens. În acel moment a lovit tirul, apoi s-a izbit de un Duster. Tirul era încărcat cu 120 de butelii de oxigen, dintre care jumătate erau pline. În urma impactului, un bărbat de 51 de ani, care se afla în BMW, pe locul din stânga, a murit pe loc, iar un alt pasager al autoturismului, un tânăr de 25 de ani, s-a strâns la spital. La volanul BMW-ului se afla un bărbat în vârstă de 30 de ani, care a provocat nenorocirea. Acesta a ajuns în stare critică la spitalul de urgență din Pitești, însă medicii nu au mai putut să-l salveze. Accidentul a blocat traficul pe ambele benzi și a fost nevoie ca circulația să fie deviată. Polițiștii au găsit o rută ocolitoare prin curtea de Argeș. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Vă rog, dacă doriți, să dați un like, un comentariu și să vă abonați acestui canal. O zi frumoasă!